mulțumim Domnului pentru cântările care s-au cântat în locul acesta și toate au fost pe întărirea, zidirea noastră și pe gloria Dumnezeu. Și ca Domnul să-i binecuvinteze pe toți cei ce au fost implicați în seara aceasta în slujire. Amin? Avea să ne dăm acum gândurile și inimile și să îndreptăm ființa noastră spre Dumnezeu. Și așa ca, așa cum zice Cuvântul Domnului, cine vorbească, să vorbească prin Cuvântul Dumnezeu, e așa de ușor să vorbim aici părerile noastre sau gândurile noastre, pe aceea ce încă Domnul să ne binecuvinteze cu gândurile din seara aceasta. Amin. În textul care s-a citit în seara aceasta și o să le citesc pentru că sunt doar trei versete, ideea principală sau tema principală este Evlavia. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fie evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea e fădăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Amin. Vreau să mă apuc pe dumneavoastră să vorbesc un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. În aceste două epistole, 1 și 2 Timotei, Apostolul Pavel folosește de câte ori expresia aceasta cuvânt adevărat. Dar în epistola asta, în prima epistolă către Timotei, e a doua oară când spune un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Nu că n-ar fi toate cuvintele vrednice de primit sau că n-ar fi adevărate, dar vrea să zică cuvântul despre evlavie e foarte important. Și în seara aceasta sunt chemat să vă expun să vorbesc despre evlavie. În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15, unde vorbește prima dată Apostolul Pavel despre un cuvânt, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Amin. Ăsta a fost prima dată când zice o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta. Cuvântul acesta adevărat și vrednic de primit este că Hristos ne-a mântuit. Slăviți să fie Domnul! Acum vreau să mă apropii de textul care a fost citit și aș vrea să ne gândim că noi suntem pe o cale cu toții, aș vrea să zic cu toții că e posibil totul să fie alții care nu sunt pe calea asta, care merg pe cer, spre cer. Calea care merge spre cer este plină, este, pe ea sunt indicatoare. Sunt indicatoare bune și adevărate și vrednice de primit și de urmat și totodată sunt indicatoare false. Este un înșelător, îl numește Biblia, numit diavolul, care pe calea către cer a pus din loc în loc indicatoare false, care să ne abată de pe cale, să ne arate tot timpul o altă cale care duce, zic, între ghilimele, înspre cer. Sau mai bine zis, în realitate, înspre iazul de foc. Și sunt oameni care se uită la aceste indicatoare înșelătoare și la unii sună frumos, este păcatul ispitei, a poftelor trupului. Și se gândește, nu-i chiar așa de rău. Și se gândește, ia să merg un pic pe drumul ăla. Pentru alții, sunt lucruri serioase. Eu nu mă pot compromite. Se vede clar că ăsta este un indicator înșelător. Eu nu mă pot duce pe drumul ispitelor și a poftelor firii pământești. Și citim în 4 cu 3, în același capitol, că despre anumiți oameni spirituali, evlavioși, cu teamă și cu frică de Dumnezeu și ei spun despre, spune oamenii ăștia, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul, căci orice făptură a Dumnezeu este bună și nimic nu este de repădat dacă se ia cu mulțumiri. Oamenii ăștia, a doua categorie de oameni, văd un indicator a diavolului care arată strictețe pe calea Domnului. Deci strictețe multă. Dar dacă citim mai Iisus cu versetul 1, 4 cu 1, spune despre oamenii aceștia că se vor lepăda de credință ca să alipiască de duhul și înșelătoare și de învățăturile dracilor. Și învățătura dracilor era să nu te căsătorești și învățătura dracilor era să nu mănânci din toate animalele, că e păcat. Este un indicator care este pus pe calea Domnului de diavol pentru unii oameni. Și zic,
trebuie lucrurile să facem mai înguste decât sunt. Și vin cu datii, vin cu păreri omenești, vin cu tot felul de lucruri care zici, wow, ce evlavios e omul ăsta. Și zici, omul ăsta are cu adevărat o evlavie, extraordinară evlavia lui. Și dacă ar fi să avem ochii deschiși, să vedem că este un indicator fals, am vedea că, de fapt, indicatorul acela ne duce spre iasul de foc. Este o învățătură a dracilor. Și este cel puțin un al treilea indicator a diavolului de care Pavel îl povestește aici, așa că mai numai o să-l amintesc în primul rând, care este un indicator fals pe calea Domnului. Și spune, ferește-te de basmele lumești și băbești. Basme, lumești și băbești. Sunt oameni la care le place să predice sau sunt femei bătrâne care le place să vorbească despre lucruri tainice, lucruri ciudate, despre tot felul de lucruri extraordinare care ele le știu. Dar o să vorbesc un pic mai încolo mesajul meu despre acest indicator fals. Dar iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Care este cuvântul ăsta adevărat și cu vrednic de primit? Ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fii evlavios. Cuvântul acesta adevărat și vrednic de primit pentru noi în seara aceasta este să fim evlavioși. Amin? Amin. Domnul să ne ajute. Aș fi vrut să vă explic tot înțelesul mare al cuvântului evlavios. Dar o să vă explic numai cât am înțeles eu. Dar înainte să vă explic cuvântul evlavios, fiți atenți ce spune aici Domnul. Caută să fii evlavios. Cuvântul caută în original este gimnazo, care vine din cuvântul românesc, gimnastică românește, gimnastică. Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, tu antrenează-te, fă exerciții să fii evlavios. Din firea noastră pământească nu suntem evlavioși, niciunul. Nu te merge pe un traseu fals să zicem, da, suntem evlavioși. Nu. Evlavia asta, noi trebuie să o practicăm în fiecare zi. Și vreau să menționez un lucru. Fiecare la gradul de maturitate. Unul este întors pe calea Domnului de un an, de doi, de trei, de cinci. Și evlavia este la anumite nivele. Dar foarte important să ne deprindem să fim evlavios. Ce înseamnă caută să fii evlavios? Înseamnă ocupă-te de lucrul acesta, aspectul ăsta vieții tale. Fii dedicat cu lucrurile divine. Și ca un exemplu practic, o să dau un om care înoată, un înotător, el ca să devină un bun înotător. Nu înseamnă că s-a băgat odată într-o piscină și a înotat. Sau într-un lac și a înotat. Și zice, oh, eu sunt deja înotător. E adevărat, ești înotător. Da. Ca să fii un adevărat înotător, tu trebuie să te practici. Și Apostolul Pavel, nu-i prima dată când vorbește în această epistolă și vorbește celor lui Timotei despre jocurile de obște, ținând cont că el era în mediul acela a grecilor, mediul elen, unde se practicau jocurile olimpice, îl îndeamnă, caută să fie evlavios. Practică-te! Domnul să ne ajute! Dimineața când ne sculăm, să căutăm, să vedem ce putem să facem în ziua de astăzi să fim mai evlavioși ca în ziua de ieri. Și în ziua de mâine să fim mai evlavioși ca cealaltă zi. Să nu mergem în jos, ci totdeauna să mergem în sus. E foarte important lucrul acesta. S-a mai zis în locul acesta, dar vreau să reamintesc lucrul acesta. Moody a auzit o predică. O predică care i-a schimbat viața. Și în predica aceea cineva predica și zicea, încă lumea nu a văzut ce poate să facă Dumnezeu printr-un om care s-a pus cu totul în slujba Lui. Și eu zic în paranteză, printr-un om evlavios. Lumea încă n-a văzut. În sinea lui Moody a exclamat și a zis, prin harul lui Dumnezeu, eu vreau să fiu omul acela. Și a încercat viața lui și și-a pus o mână a Domnului și cu toții știm, a făcut o trezire în America, chiar și în alte părți pe unde a ajuns. S-au predat mii de suflete Domnului. Dar istoria, știți ce spune în continuare?
pe patul de moarte, Moody zice, cu tristețe în suflet, încă lumea nu a văzut ce face Dumnezeu printr-un om consacrat lui, printr-un om evlavios, printr-un om care și-a petat viața Domnului. Și în seara aceasta Dumnezeu ne cheamă la așa ceva. Să căutăm să fim niște oameni evlavioși. Pentru că cei din jurul nostru, evlavia nu stă numai în casa Domnului, evlavia stă peste tot. În familie, la locul de muncă, la școală, în alimentări, în trafic, oriunde. Evlavia este acolo cu noi. Domnul să ne ajute să învățăm evlavia. Amin? Caută să fii evlavios. Ce înseamnă să fii evlavios? E așa de greu de explicat lucrul ăsta. Am căutat să văd sinonime și sunt cucernic. Și dacă vă zic să fiu un om cucernic, mi-a stat și un corneliu, poate că așa de greu să înțelegem ce e evlavios. Am căutat să înțeleg, în altă parte spunea să fiu un om pios. Dacă vă spun, înțelegeți ce e un om pios. E așa de greu să fii, să înțelegem acest cuvânt. Fratele Iosif îmi zicea mai înainte că cuvântul evlavie cuprinde mai multe lucruri în el. Și bunătate, și smerenie, și dragoste, și credincioșie, și o sumedenie de lucruri. Dar aș vrea să vedem o primă idee din cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă, sau cine poate să fie un evlavios? Sunt oameni care nu sunt mântuiți și sunt buni, sunt cinstiți, sunt miloși, da, sunt miloși, sunt care au o grămadă de trăsături foarte frumoase și atunci putem să numim evlavioși sau dacă ei nu sunt pocăiți, putem să numim evlavioși? Nu putem. Cei care aveți Sfânta Scriptură, David o să mă ajute, în 1 Timotei, capitolul 3, cu 16. Și aș vrea să vedem ce este evlavia și de unde a pornit și pornește evlavia asta în viața unui credincios. Pentru că numai credincioșii pot să aibă evlavie. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Și asta am căutat să înțeleg. Ce este taina evlaviei? Că este o taină. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă, slăvit să fie Domnul. Cine este taina evlaviei? Iisus Hristos. Care este taina evlaviei? Hristos în mine. Și în seara aceasta, dacă vorbim despre evlavie, nu putem să zicem că suntem niște oameni evlavioși. Dacă Hristos nu este în mine și eu nu sunt în el. A avea taina evlaviei în tine înseamnă a avea pe Fiul Dumnezeu în tine. Dacă nu l-ai pe Fiul Dumnezeu în tine, nu ești evlavios. În primul rând, și ăsta e cel mai important lucru, nu oricât ai fi de bun, oricât de fapte bune ai face și așa mai departe, nu ești un om evlavios. Care este taina evlaviei? Taina evlaviei constă în a avea părtășie cu Tatăl, prin Fiul Său cel Sfânt Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt. Amin? Când eu sunt conectat și trăiesc în Hristos, de dimineața, de când o sună ceasul prima dată, sau poate că la unii nume sună ceasul și ne sculăm de bună voie. Eu sunt în Hristos. Mă scol, mă duc mai departe, sunt în Hristos, Hristos este mine. Asta este taina evlaviei. Că zice și fără îndoială mare este taina evlaviei. E o mare taină evlavie aceasta. Ce înseamnă? Înseamnă și să fiu bun, înseamnă și să fiu milos, înseamnă să fiu și drept, și credincios și le implică pe toate celelalte lucruri. Înseamnă ca viața mea să fie predată Domnului Iisus Hristos. Amin? Vreau să vă duc cu gândul la un text. Până acum vreau să vă mărturisesc textul ăsta, l-am înțeles tot timpul diferit, din Efei capitolul 3 cu versetul 10, cred că... pe 4 cu 8. Scuzați-mă. Deci este 5 cu 7. Scuze, David. El este același și vorbește despre taina evlaviei care în zilele vieții sale pământești
aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Și, fiți atenți, cheia, fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Fiind ascultat din pricina evlaviei lui. De ce a fost ascultat Domnul Iisus? Că avea evlavie. Acum fiți atenți, până acum tot timpul m-am gândit, când citeam, el este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari. Tot timpul, gândul meu s-a dus la grădina Ghețimani. Acolo s-a rugat cu strigăte mari. Acolo a făcut cere. Acolo transpirația lui s-a făcut ca niște picături mari de sânge. Dar știți ce zice aici? Fiind ascultat, din pricina evlaviei lui. N-a fost ascultat cum atunci. Toată viața lui a fost ascultat din pricina evlaviei lui. Vreau să spun, în fiecare zi Dumnezeu l-a ascultat că l-a trăit în evlavie. De aceea vreau să vă spun un lucru foarte important. Cât timp noi suntem în Hristos, cât timp căutăm să facem voia Domnului, noi trăim în evlavie, suntem ascultați de Dumnezeu. Amin? Amin. Domnul să ne ajute să trăim în evlavie și să avem rugăciunile ascultate ca rugăciunile Fiului Său. Deci primul lucru, ca să avem evlavie, trebuie să fim în Hristos, viața noastră să fie predată lui Hristos, Hristos în noi și noi în El. Dar vreau să vă citim un verset din Osea, capitolul 6, cu 4. Acolo cuvântul Domnului se adresează lui Efraim și lui Iuda. Și aici se adresează cu o dojană, cu o mustrare. Zice cuvântul Domnului, ce să-ți fac Efraime? Ce să-ți fac Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. Oamenii aceștia aveau și ei o evlavie. Dar evlavia lor era de dimineață. Ca norul de dimineață, când te uiți, te scoți dimineața și vezi că e înnorat afară. Și zici, băi, ce ploaie o să tradă. Și nu o să tradă nicio ploaie, la urmă. Că vezi că norul ăla se duce și iese soarele. Dacă am când am fost la ocean, era foarte interesant. Veneau niște nori negri, trăgeau o ploaie, deși că rupe pământul, se neacă toate acolo. Și după o jumătate de oră, ieșea soarele, sau după o oră, depinde, și era un timp extraordinar. Extraordinar. Evlavia ta este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. Și dimineața când te duci prin iarbă, te uzi la ficioare și nu-i plăcut. Dar după câteva ore după aceea răsărit soarele se duce. Noi trebuie să fim constanți toată ziua în evlavie. Amin? Ar vrea să înțelegem despre evlavie un lucru. Pentru greci, evlavia, de acolo s-a transmis în Noul Testament cuvântul ăsta. Pentru greci foloseau cuvântul evlavie la oameni. El este un băiat evlavios. În relație cu alți oameni puteai să fie evlavios. Aia însemna, el este un băiat respectos. Grecii foloseau cuvântul evlavie pentru zeități. Și în momentul când ziceai că omul acela care se închina la anumite zeități este evlavios, îl vedeau că este respectos față de zeitatea respectivă, îl vedeau că venerează, că se închină, că crede în acea zeitate și că se teme de ea. În Vechiul Testament găsim că și oamenii din Vechiul Testament și poporul lui Israel se folosea cuvântul venerație. Și găsim în 2 Cronici 35 cu 36 despre Iosua, acest împărat. Sunt copiii care au fost olimpiada anul trecut și au învățat despre el. El a ajuns împărat la 8 ani, la 16 ani. A început, după 8 ani de împărăție, poate cuvinte, la 16 ani, a început să facă curățenie în Imperiul lui. O scos afară tot ce a fost, tot ce a fost zei, altare, zeițe, stâlpi închinați arătate ei. Și apoi, după alți ani, a găsit Cartea Domnului. Și apoi a început o reformă totală și a prăsnuit Paștele în poporul Dumnezeu. Deci este 2 Cronici 35 cu 36, n-am zis bine? Probabil că nu-i cuvintea bună. Acolo spune despre Iosua, despre faptele lui de evlavie făcute înaintea Domnului. Și până și Ieremia vine și face o plângere despre el. Și a fost ultimul împărat care a fost cel mai evlavios. Și-au rămas în istorie, s-au făcut și în cartea plângerilor despre el. Și-au fost și oamenii evlavioși. Ce însemna pentru evrei să fie evlavios?
ce trebuie să înseamnă pentru noi avea cheamă de Dumnezeu, în primul rând. În al doilea rând, a făcut curățenie în toată împărăția, aia înseamnă și noi, unde vedem că lucruri care compromit relația noastră cu Hristos. Așa, 35:26. Celelalte fapte al Iosua și faptele lui evlavioase, făcute așa cum poruncește legea Domnului. Asta vreau să fie versetul. Cum poruncește legea Domnului? Fapte evlavioase. El tot ce a făcut după legea Domnului. Nu s-a abătut nici la viața, nici la stânga. Asta înseamnă să fie evlavios. Avea teamă de Dumnezeu. Atâta mi-a părut rău de împăratul acesta, că a avut un sfârșit tragic. Împăratul Egiptului a fost trimis să pedepsească casa lui Israel, s-a făcut alianță, împăratul Nebo a zis, nu te duc, că Domnul mă trimite, el s-a dus și a murit acolo în acel război. De aceea e bine să ascultăm când se auzite cuvântul Domnului. Dar ce vreau să menționez aici? Doamne ajută-ne să fim evlavioși. Să facem fapte bune, să facem curățenie în viața noastră, să trăim cu frică și să păzim legea Domnului. Aceste patru lucruri mari le-a făcut Iosua. Slăbi să fie Domnul. Ce mai înseamnă din cuvântul Dumnezeu să fie evlavios? În versetul 7 care l-am citit, în Timotei 4:7, spune ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios. Frații mei, vă pun întrebare. Dacă cineva se ține de basme, băbești și lumești, este evlavios? Nu este evlavios. Dacă eu vin și vă spun basme și povești, sunt evlavios? Dar nici noi noastră, dacă stați să ascultați basmele mele, nu sunteți evlavioși. Ce înseamnă? Ce o să spună aici cuvântul basme? Basmele sunt niște închipuiri fantastice în mintea omului, dar totodată ia și lucruri din realitate. Un prinț, o prințesă, și-o venit o babă, și-o vrăjitoare, și nu știu ce de genul ăsta. Unii, fiți atenție, foarte important să înțelegem, că dacă ar fi numai din folclorul țării noastre, ar zice că e așa și pe dincolo sau așa mai departe. Dar sunt basme introduse în creștinism. Și oamenii vin și te amăgesc și zic, frați bătrâni, surori bătrâne, noi așa am trăit, așa a fost, așa se spune din străbuni. Sunt basme legate de credință și adevărurile creștine. Dar sunt basme. Ce trebuie să facem când întâlnim astfel de oameni? În primul rând, și ce trebuie să facem? Să ne ferim de ei. Să-i ocolim. Să n-avem de-a face cu ei. Pavel spune în Timotei, ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios. Sunt tot felul de superstiții. Se zicea când era meu copil, dacă îți trece o pisică neagră prin față și știți mai departe. Și se zicea, dacă ai trecut pe canalul cu patru găuri, se zicea mai departe ce trebuie să faci. Sunt superstiții, basme, băbești. Se zicea, dacă se ducea câte o tânără soție la o bătrână și zicea, vezi, eu nu mă înțeleg bine cu bărbatul meu, lasă-te de învăț-o ce să faci. Biblia îți poruncește ca Bibliei aici cuvântul femeilor bătrâne ce să învețe pe cele tinere, să subească soții și așa mai departe. Deci, uite, dacă faci aia și aia și învăța anumite vrăși, anumite lucruri rele, aia fac parte din basme, din închipuiri și din lucruri rele care vin dintr-un indicator fals. Ce face omul Dumnezeu ca să fie evlavios? În primul rând, nu ascultă și în al doilea rând, nu spune astfel de lucruri. Doamne, păzește-ne de lucrurile acestea. Amin? Scopul lor este unul singur. Să ne abată de adevăr, să ne ducă pe un drum greșit. Doamne, zic în poate, păzește-mă și păzește-ne de astfel de basme. Amin? Dacă ne păzim de ele și ne ferim, suntem niște oameni evlavioși. Dacă nu, am căzut într-o cursă a diavolului, am mers pe un drum care este un drum înșelător. Ce trebuie să facem? Versetul 6, cum versetul mai sus, Apostolul Pavel spune clar, Timotei, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, fiindcă, Hristos Iisus, fiindcă te hrănești. Asta trebuie să facem. Să ne hrănim cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Toți suntem chemați ca să fim evlavioși, să ne hrănim. Trebuie să ne hrănim. O, Doamne, dacă noi am înțelege ce har este, să avem Biblia în mâinile noastre.
dacă am profitat de harul acesta să te hrănești, zice, cu cuvintele credinței și ale bunei învățături, am fi evlavioși. Doamne, ajută-ne să ne hrănim cu ce trebuie, nu cu ce trebuie. Să dăm la o parte orice lucru rău și nefolositor. Amin? În titlul cu 14, aș vrea să mai citesc un titlu, singur lucru despre basme, și apoi vreau să trec mai departe, zice aici, Pavel îi spune lui Tit, un alt tânăr colaborator al lui, cu 14, zice, să nu se țină de basme evreiești. Evreii au foarte multă tradiție. Foarte multe datini și obiceiuri și oameni dat, mă, atâta-s de multe, că nu mai știm unde este adevărul Dumnezeu. Și vorbeam cu niște frați din Chicago, când a fost acolo, că lucrează foarte mult la evrei și stau foarte mult de vorbă cu ei și ziceam, măi, ei nu fac nicio deosebire între Tora, între Vechiul Testament și datină. Nicio deosebire. Sunt așa de încurcați că nici nu știu clar cu ce începe Biblia. Să țină de basme evreiești și de porunci date de oameni care întorc de la adevăr. Și poruncile lor sunt așa de sucite. Trebuie să avem grijă și noi și în ziua de astăzi. Sunt basme sau porunci creștine care, zice în Coloseni, poate că e bine să citesc textul, dar fi să-l găsesc eu, zice în Coloseni despre astfel de lucruri, eram în Efeseni și eu căutam versetul, dar nu găseam. Versetul 16, Coloseni 2 cu 16, aș vrea să fim foarte atenți, pentru că lucrurile astea care au o smerire și asprime față de trup, avem impresia că ne face spiritual, dar nu asta ne face spiritual. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau cu băutură sau privire la o zi de sărbătoare. Să nu vă judece cu privire la o zi de sărbătoare. La o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau de la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Fiți atenți, mergem mai departe în alt aspect. Făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie. Oamenii ăștia nu se blavioși. Care se închină la îngeri, amestecându-se în lucruri care nu le-au văzut. Citeam când eram mai... M-am întors la Domnul, era atunci o... Era că deci cineva a avut o vedenie, că a fost răpit până la șaptelea cer și a văzut cele șapte ceruri și a explicat cu detaliu cine erau cele șapte ceruri. Basme și povestiri chipite. După am auzit alta mai târziu, cineva a fost răpit până la al nouălea cer și a explicat cum este fiecare cer și ce este în fiecare cer. Dar nu vorbește despre astea. Amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de omul vie de șarte, prin gândurile tinerii lui pământești, și nu se ține strâns de capul din care tot trupul crezi și bine închegat cu așa închetroși de detroși primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim vegheatori. Frații mei, dacă nu ne ținem de lucrurile acestea, nu suntem evlavioși. Doamne, ajută-ne să ne hrănim cu cuvintele credinței și adevărului. Amin. Amin. Dar vreau să vedem mai departe în 1 Timotei, capitolul 2 cu 10. Aici cuvântul Domnului ne spune deci nu este versul 10, este 5 cu 2 vreau să citesc, deci 1 Timotei 5 cu 2, zice, dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răspătească ostenirile părinților că lucrul acesta este plăcut înaintea Domnului. A fi evlavios înseamnă a face faptele credinței. În primul rând, spune aici, în primul rând celor din casa ta. Dacă cineva este religios, să numesc altă expresie în loc de evlavios, și vezi că nu se ocupă de copiii lui. Dacă cineva zice că este evlavios și nu se ocupă de soția lui, și că este evlavios și nu se ocupă de mama și de tatălui, indiferent că e aici sau că e în țară, cu părere de rău, trebuie să spunem că omul ăla nu este evlavios. Pentru că aici cuvântul Domnului spune, dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia, nepoții sau copiii, să se deprindă să fie evlavioși față de ea. Deci e foarte important.
evlavia se arată în primul rând în familia și în casa noastră. Amin? Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și sunt mai multe texte care vorbesc despre lucrul acesta, dar o să citesc un text din 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Dar să vedem sumedenia evlaviei în viața noastră. Ținta poruncii este dragostea. 1 Timotei 1, 5. Care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Frații mei, dacă faptele mele care le fac, fie în familia mea, am bucurat pentru tinerii care au fost ieri și au împărțit pachete, fie pentru necăjile pe stradă care ai zice, nu merită. De Domnul este primit. Dacă facerea de bine vine dintr-o inimă curată, un cuget bun și n-am făcut ca să vadă alții, și într-o credință neprefăcută, atunci sunt pe drumul cel bun. Domnul să ne ajute! Vreau să mai am un ultim gând despre evlavie. Răspândirea cunoștinței de Dumnezeu fără prefătătorie. Și o să citim din 2 Timotei 3 cu 5. Aici cuvântul Domnului vorbește despre niște oameni, mai înainte cu un verset, vorbește despre o categorie de oameni care zice fără evlavie. Dar aici vorbește despre niște oameni care au doar o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Ce cu oamenii aceștia? Îi vezi credincioși. Îi vezi că vin la biserică, au o formă de evlavie, îi vezi că se roagă, îi vezi că postesc. Dar când e vorba de anumite lucruri, îi tăgăduiesc puterea Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu poate să vindece un bolnav? A lucrat atunci și acolo. Îl cred pe Dumnezeu neputincios și multe lucruri. Asta e doar o formă de evlavie. O evlavie adevărată este evlavia care crede în Dumnezeu, crede în cuvântul Lui, că cuvântul Lui e da și amin. Domnul să ne așeze să avem o evlavie adevărată. Aș vrea să ne gândim din nou la ce am spus. În primul rând, ca să zic că sunt evlavios, trebuie să fiu un Hristos și Hristos trebuie să fie în mine. Doamne, ajută-mă să rămân toată viața mea în Hristos. În momentul când eu sunt acolo, atunci viața mea este transformată și schimbată. Dar Pavel zice aici, deprinde-te, Timotei, să fii așa. Pentru că nu suntem așa. Suntem nematuri de multe ori, suntem necrescuți de multe ori, facem greșeli de un fel și de alta. Tinerilor, deprindeți-vă să fiți evlavioși. Cum? Verifică-te seara înainte de culcare. Doamne, astăzi ce n-am fost evlavios? Păi știi, atunci când te-ai certat de la numai aia de mestecat, de la nu știu ce, ai fost evlavios. Propuneți, măi, îmi propun data viitoare să nu mai fac lucrul ăsta și luptă-te! De ce? Ai pe Duhul Sfânt de partea ta să te ajute. De multe ori nu stăm să ascultăm șoapta Duhului Sfânt și asta e cel mai trist și ne repezim prin firea pământească și într-un fel aș putea să zic că e normal, că suntem creștine maturi de multe ori. Într-un fel. Dar într-un fel vreau să spun că, de fapt, Duhul Sfânt îmi dă putere și mă ajută, dacă eu mă pun la dispoziția Domnului. Dar aici cuvântul Domnului continuă și zice, caută să fie evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos. Versetul 8. Deprinderea trupească. Aici, la deprinderea trupească, ne întoarcem la Elen, la poporul grec, unde Pavel a trăit acolo, o perioadă, Timotei a fost acolo. Acolo se desfășurau jocurile olimpice. Acolo era deprinderea trupească undeva sus. Erau esenienii în perioada aceea, un partid care a apărut înainte de Hristos, poate cu două secole, și ei se retrăgeau din popor și erau sfinți și curați și ei nu se însurau, ei păzeau cu strictețe legea și despre ei probabil că vorbește mai sus cuvântul Domnului. Dar erau și altă clasă, unde se antrenau, făceau gimnastică, sport, dar ce Pavel, deprinderea asta trupească este de puțin folos în comparație dacă tu te lupți să fii evlavios, ca o deprinderea aceea evlaviei. Zice, pe cât evlavia este folositoare în orice privință? Evlavia adevărată e folositoare în orice privință. În primul rând, de ce e folositoare? Ea mai mult decât antrenamente fizice. Nu se le nici dar nu trebuie să iei locul niciodată la cele spirituale. Ea are făgăduința vieții de acum. Ce înseamnă
evlavia, hai să vedem de ce să fim evlavioși. Are făgăduința vieții de acum. Ce îmi dă viața asta evlavia? Ai putea să zici ce îmi dă? Dacă ești evlavios, veniți la mine, voi toți ce trebuie și povara și o voi da odihnă. Găsești pace pentru sufletul tău. Deci întotdeauna am crezut și cred că acestea oamenii au două mari goluri. În primul rând, este golul după Dumnezeu, un gol care încearcă să ne înnăbușe în droguri, în tot felul de lucruri, în filme, în băutură, în alte lucruri. Dar golul ăla niciodată nu va fi plin. Niciodată. Numai Dumnezeu poate să ne înnăbușe și apoi golul după un partener de căsătorie la tine vorbesc. Deci astea două mari goluri. Dar zice, în primul rând Dumnezeu îți dă o dignă în viața pământească. În al doilea rând, dacă ești evlavios, duce o viață de mulțumire în sine. Dacă eu mă întâlnesc cu un frate și nemulțumit, de ce? De vreme, nemulțumit, de ce? De bani, nemulțumit, de ce? De locul de muncă. Este evlavios? Poți să-l numești evlavios? Omul evlavios trăiește în Hristos și are pace în suflet, are mulțumire în suflet, are credință în suflet. Și este încă un lucru important. Matei 6:33. Acolo Domnul Iisus are un vechi mesaj și predică de ce este folositoare evlavia. Matei 6:33, dacă am zis bine, zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri mi se vor da pe deasupra. Dacă citim în contextul, dar nu o să vorbesc acum despre context, ce lucruri mi se dau pe deasupra? Îi se dă mâncare, îi se dă îmbrăcăminte, îi se dă încălțăminte, îi se dă ce avem nevoie pentru trupul nostru. Dar noi ce trebuie să facem ca evlavia să ne fie folositoare? Simplu, să fim evlavioși. Doamne ajută-ne să te căutăm pe tine mai întâi de toate. Amin. Și apoi spune în versetul 8, are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. Ultima parte a versetului. Făgăduința vieții viitoare. Am mai vorbit despre lucrul acesta. Viața veșnică nu este viață fără sfârșit. În cuvântul Lui Dumnezeu nu înseamnă viață fără de moarte. Adică să nu mai mor niciodată. Nu înseamnă asta. Viața veșnică înseamnă să o trăiești împreună cu Domnul Iisus sau cu Dumnezeu Tatăl. Și cu Dumnezeu Tatăl. Și cei buni și cei răi vor învia și vor trăi veșnic. Dar depinde unde vor trăi. Alegerea este a noastră. În ce sau în ea. În ea. Altă alegere nu este. Încă de pe pământ facem alegerea. Dar eu dacă am ales să primesc taina evlaviei în sufletul meu, pe Hristos, atunci, cu adevărat, eu mă voi lupta să trăiesc în Hristos. Și atunci, cu adevărat, am făgăduința că Dumnezeu va purta de grijă, va fi cu mine până la sfârșitul veacului și, în al doilea rând, când se va sfârși lumea aceasta și va fi judecata, va avea parte în viața veșnică. Amin. Zic, Domnul să ne ajute să fim evlavioși. Amin. Cuvântul din seara aceasta, dragii mei, se adresează, aș îndrăzni să spun, cu precădere tinerilor, deși nu îi exclude nici pe cei mai înaintați în vârstă. Apostolul Pavel așează două lucruri înaintea lui Timotei și Duhul Sfânt a socotit că aceste cuvinte pe care Pavel le spune lui Timotei trebuie să rămână ca învățătură pentru creștini de-a lungul vremurilor. Două lucruri pe care Pavel le așează înaintea lui Timotei și face între ele o comparație. Pe de o parte, Pavel vorbește despre evlavie și îl cheamă pe Timotei să trăiască o viață de evlavie, să caute să fie evlavios. Și pe de altă parte, Pavel menționează un lucru care, de obicei, trezește interesul multor oameni, mai ales în perioada tinereții, și este această deprindere trupească. Punându-le pe cele două în comparație înaintea lui Timotei, Pavel îi spune acestuia că deprinderea trupească are oarecare folos. El nu contestă folosul, dar spune că este unul foarte mic. Pe când evlavia este un mare câștig, mai ales atunci când ea este însoțită de mulțumire.
Pavel se găsea acum la sfârșitul vieții sale pământești. Epistola aceasta este printre ultimele, nu ultima, printre ultimele pe care el le scrie. Pe lângă faptul că s-a bucurat în scrierea epistolelor de călăuzirea Duhului Sfânt, în epistolele finale din viața lui, Pavel a avut de partea lui și experiența. Trecuse prin multe în viață și la proba timpului s-a văzut care au fost lucrurile care meritau să investești în ele și care erau lucrurile în care nu prea se merita să investești, că au puțin folos. Mi-aduc aminte când eram tânăr, am avut interes pentru ceva anume și după posibilitățile pe care le-am avut eu, am tot căutat să-mi dezvolt anumite deprinderi trupești. Pentru că am crescut la țară, sigur că n-am avut oportunitatea să mă duc la un club, la mai știu eu. Dar toate lucrurile acelea în care Dumnezeu mi-a îngăduit cumva să îmi îmbunătățesc anumite deprinderi, nu mi-au fost de aproape niciun folos. Ultima dată când am folosit unul din lucrurile acelea, și nu o să vă spun despre ce este vorba, a fost în toamna anului 1985. Sunt 35, vor fi în toamnă, în noiembrie, 35 de ani de când nu mi-au mai folosit lucrurile acelea pe care investisem câțiva ani și energie din belșug. Însă, Apostolul Pavel vine și spune, eu vă spun tinerilor, pentru că eu cred că se adresează unei generații, investiți mai mult căutând să fiți evlavioși. Evlavia are un mare câștig. Sigur că Pavel se referă și la unii oameni care văd în evlavie un izvor de câștig. La cei predicatori itineranți care pleacă de acasă cu lunile și își lasă soția acasă să grijească ei de cei 8 copii, să le pună pachete în geantă, să se trimită la școală, să spele haine, să facă curățenie, iar ei se duc cu Evanghelia sub braț, de nu mai știi pe unde ies. Și frații țin bine pentru că au o mască de evlavie. Stau o lună la Montreal, mai o lună la Calgary, mai o lună la Kitchener, și plecați. Evlavia pentru ei este un mod de viață. Un izvor de câștig. Pavel însă vine și spune în 1 Timotei 6:6 că evlavia însoțită de mulțumire este sau aduce un mare câștig. Este un mare câștig. Mi-am adus aminte, gândindu-mă la acest lucru, una din primele cărți mai serioase pe care le-am citit în copilărie era Viața lui Thomas Alva Edison, marele inventator american. Știți becul ăsta cu Wolfram pe care noi îl folosim în casele noastre, la origine are invenția lui și a făcut el multe altele. După ce a ajuns spre bătrânețe un om foarte apreciat în societatea americană, au început să intre bani masiv în cont. Cineva l-a întrebat, domnul Edison, care este secretul succesului dumneavoastră? Și Thomas Alva Edison a răspuns că secretul succesului constă în 99% transpirație și 1% inspirație. Mai trebuie să lămurim un pic lucrurile acestea. Când el a spus transpirație, nu s-a referit la stropia aceea care curg pe frunte. El voia să spună că e multă muncă. Și când el a spus 1% inspirație, inspirație nu se referea la ceea ce se referă medicul când îți spune inspira adânc. Dumneavoastră înțelegeți deja lucrurile acestea. Când el a spus transpirație și inspirație, el a spus că cele două trebuie spuse la oaltă. Oricare dintre ele în lipsa celeilalte nu te duce către un mare succes. În plan spiritual, evlavia, dacă este însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Pentru că sunt oameni care îmbracă pe din afară o evlavie, renunță la o grămadă de lucruri, dar ei fac lucrul acesta tot timpul gândindu-se că prin asta ei își îndatorează pe Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuie cumva să țină cont de lucrurile astea.
Asta nu e o atitudine mulțumitoare. Poți să fii evlavios, să fii cel mai evlavios om din lume, să ții 6 zile de post pe săptămână, să fii cu Biblia cea mai mare din biserică, să nu aibă nimeni Biblie mai mare decât tine, să fii tu un zero, să fii fără cravată și în cel mai slab costum pe care l-ai găsit la Vilaj de Valori și totuși să nu fii cu adevărat evlavios. N-ai niciun câștig din toate evlavia asta forțată. Evlavia, dacă este însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Și evlavia, drept este că e foarte greu de definit. Dacă vă veți uita în dicționarul explicativ al limbii române, definiția de acolo este una foarte slabă. Nici n-avea cum să fie altfel, că definiția evlaviei din dicționar n-au alcătuit-o cei 12 apostoli ai Domnului Iisus. Și niște academicieni de la București și oamenii ăștia în probleme spirituale nu reprezintă o somitate, o autoritate. Definiția ce este slab? Evlavia, aș spune că este un mod de viață în care se împletesc câteva trăsături. Una dintre ele este înfrânarea. Dacă nu ești înfrânat, nu te aștepta să fii socotit om evlavios. Înfrânarea face parte din evlavie. Atitudinea mulțumitoare, recunoscătoare la adresa lui Dumnezeu, face și asta parte din rețeta evlaviei. Bucuria creștină face și ea parte din rețeta evlaviei. Am identificat vreo 6-7 și smerenia e și ea tot acolo. Un om care nu e smerit, nu e evlavios, chiar dacă el crede lucrul ăsta și convinge și pe cei din casa lui să creadă ca el. Dacă nu e smerit, nu e evlavios. El are doar o formă de evlavie, o versiune personală de evlavie, dar nu versiunea biblică. Așadar, dragii mei, eu cred că evlavia este un mod de viață centrat în ascultare de Dumnezeu, un mod de viață care ține cont de ceea ce îi place lui Dumnezeu și de ceea ce nu îi place lui Dumnezeu. Și în încheiere vreau să spun încă o dată faptul că vreți ca tine să dobândiți anumite deprinderi trupești, să mergeți la sală, să împingeți 60 de kilograme, 70 de kilograme, nu cred că este un lucru rău că mergeți o oră la sală dacă stați 2 ore pe genunchi sau în Biblie. N-ar trebui să puneți mai mult accent pe deprinderea trupească în defavoarea deprinderilor duhovnicești. Deprinderile trupești le puteți dezvolta până la o anumită vârstă, după care omul de afară se trece. Și dacă ați ajuns la un moment dat să faceți, mai știu eu, 80 de flotări, așa, într-o serie, va veni vremea când vă va fi greu să faceți 5. Garantez lucrul ăsta. Dar evlavia este de folos și la vremea bătrânețelor. Evlavia are și făgăduința vieții de aici și făgăduința vieții viitoare. Doamne, ajută-ne să înțelegem și să fim evlavioși cu adevărat. Amin. Am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Pentru toate câte au fost în ziua de astăzi, aș vrea să ne întoarcem către Dumnezeu cu mulțumire. Dumneavoastră care știți că v-am îndemnat mereu la mulțumire, negreșit vă aduceți aminte că v-am spus în repetate rânduri că avem multe motive să-i mulțumim lui Dumnezeu, dar dintre toate cel mai mare, cel mai important este mântuirea pe care ne-a adus-o. În seara aceasta aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu Tatăl pentru Domnul Iisus și să-i mulțumim pentru învățăturile pe care le avem din partea Lui în acest cuvânt. Amin.